Și surori, vă invit să vă ridicați în picioare și am să citesc în seara aceasta din Faptele Apostolilor capitolul 1, primele 11 versete. Cuvântul acesta este potrivit cu sărbătoarea care lumea creștină, în ghilimele spus, o ține astăzi. Și Cuvântul Domnului este arhicunoscut, dar îl citim pentru că de aici vreau să avem câteva sfaturi pentru noi în această seară. Faptele Apostolului, capitolul 1, începând cu versetul 1. Teofile, în cea din tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat vriu, viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a le poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, că Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel. El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la margine pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut, văzut mergând la cer. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Frați și surori, dorim în seara aceasta, din cuvântul care l-am citit, să ne uităm la câteva lucruri care privesc înălțarea Domnului Iisus Hristos, lucruri care s-au petrecut în viața și cu viața Domnului Iisus înainte de înălțare și apoi la lucrurile care sau și care încă se petrec cu Domnul Iisus Hristos după înălțare. Și pentru lucrurile acestea vom folosi Sfânta Scriptură, pentru că este norma învățăturii noastre, este suportul învățăturii noastre, este norma noastră de viață. Și Scriptura, dacă cerem lumină de la Duhul Sfânt și o interpretăm bine, nu greșim niciodată. Despre înălțarea Domnului Iisus Hristos a vorbit El însuși în Evanghelia după Ioan, sunt mai multe lucruri. Dar în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, când vorbea despre semnificația trupului său, despre valoarea trupului și a sângelui său și ceea ce urmează să se întâmple în viața unui om când mănâncă din trupul și sângele său, oamenii uh, au rămas șocați, uimiți și au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Și Domnul întreabă, vi se pare depășit? Prea greu de primit? Asta e nimic cum ce vă spun eu. Și spune mai jos aici versetul 62. Dar dacă ați vedea pe fiul omului suindu-se mai înainte unde era. Adică Domnul îi spune, vi se pare de neînțeles că trebuie să mâncați trupul și sângele meu, dar dacă v-aș arăta din nou slava care o aveam altă dată. Și aici s-a făcut referire la înălțarea Domnului Iisus Hristos când avea să fie din nou proslăvit cu slava care era mai înainte. În Evanghelia după Ioan, de asemenea, în capitolul 12 vorbea Domnul Iisus, versetul 31, acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Și Domnul Iisus Hristos le spunea că se va înălța înapoi de unde a venit de la Tatăl. În capitolul 14, fratele Bene a ceva aici și spunea în capitol, versetul 1 Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Le spunea lucrurile astea când trebuia să plece și își sfârșea lucrarea. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt să, eu să fiu și vă știți unde mă duc. Și știți ce cale între acolo unde e? mergea Domnul. Urma să plece din lumea aceasta. Și apoi aici, în faptele apostolilor am citit cum stăteau ei cu ochii pironi spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine albe. haine albe și au zis, de ce vă uitați la el? Să uitau cum pleca deja din lumea aceasta, pentru că citim mai sus, versetul 9, el s-a înălțat la cer și unor l-a ascuns de ochii lor. Înainte de a pleca Domnul Iisus Hristos, întoarcem o pagină, Ioan capitolul 20, s-a întâlnit cu Maria și I-a zis, nu mă ține, versetul 17, Iisus i-a zis, nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit. Dar urma imediat, câteva zile, după 39 de zile, pentru că era ziua întâi a căci, ci du-te la frații mei și spune, căci mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Și când a venit ceasul să plece din lumea aceasta, vă citesc acum din Evanghelia după Marcu, din capitolul 16, versetul 19. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. A fost un timp bine stabilit când trebuia să plece. 40 de zile. Și vreau să ne uităm aici așa, asta privește și viața noastră. Domnul Iisus s-a înălțat la cer după ce s-au petrecut în viața lui mai multe lucruri. În primul rând s-a înălțat la cer și citesc din versetul 3 care l-am citit, după patima lui. După ce a pătimit în lumea aceasta, el a venit să pătimească aici. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșul, spune Sfânta Scriptură, dar a, pătimit, știm foarte bine, a pătimit din cauza că a avut asupra lui. N-a avut păcatul propriu, cum l-are refirea umană. Că Biblia spune în 1 pentru că noi am moștenim un fel de șer de vețuire la părinții noștri. Și psalmistul David spune, în păcat să născut și în m-a zămislit mama mea. Noi avem în viața noastră păcatele noastre și pentru ele omul trebuie să pătimească. O să, cum, o să vedem cum. Dar Domnul Iisus a pătimit și după patima lui, el a pătimit pentru că asupra lui s-a găsit păcatul nostru, păcatul întregii omeniri, nu păcatul lui. Și aici învățăm un lucru în viața unui om când se găsește păcat, păcatul acela trage mânia și pedeapsa lui Dumnezeu asupra lui. Exact cum a fost ciuma asta în zilele astea, cine era găsit vir virusat pozitiv, automat intra la izolare, știți foarte bine prin ce am trecut. La fel este și cu viața omului. Când se găsește în viața omului păcat, păcatul acela trage asupra lui mânia și judecata lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus la rândul lui a pătimit în trupul acesta, pentru că s-a găsit ca să folosesc expresia aceasta, asupra lui tot păcatul omenirii. Și o trebuie să pătimească și apoi să moară pentru păcatul acesta. Și acum vă citesc ce spune cuvântul Domnului din Galateni. Aici spunea un, un cuvânt foarte greu, cum a ajuns să fie Fiul lui Dumnezeu. O să vedem imediat cum a ajuns după. În Galateni, în capitolul 3 cu versetul 13, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Filipeni, capitolul 2, spune aici, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și s-a luat un chip de rob. Și robul îi supus, nu face ce vrea, face ce îi se spune. Făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și asta a însemnat patimă și suferință. Acum vă citesc ce spunea Apostolul Petru aici în, în, epistola sa, 1 Petru, capitolul 2, versetul 24. Hai să citesc și mai sus că am amintit. Versetul 22. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșuc, dar pentru că luase păcatele altora asupra lui s-a făcut vinovat. Când era bajocorit, nu răspundea cu bajocorit. Când era chinuit, nu amenința, ci se, se supunea dreptului judecător, O cară, patimă. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire, să trăim pentru neprihănire prin rândurile lui, ați fost vindecați. Și acum citesc aici, în 1 Petru, în capitolul 4, ca o consecință. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup. Și știm bine de ce a pătimit. După ce a pătimit, a venit învierea. Dar Domnul Iisus ne-a dat un exemplu, l-a purtat, el a pătimit din punct de vedere fizic că a purtat păcatele noastre, firea omului. Dacă Domnul Iisus Hristos a fost înălțat după patima Lui, lucrurile astea se vor întâmpla și pentru noi, înălțarea noastră de pe pământ la cer, o să vedem în final, după ce mai întâi trebuie, că asta de asta învățăm, asta semnifică înălțarea Domnului, sfârșitul patimilor, sfârșitul trăirii în trupul acesta supus păcatului. El a venit să fie un exemplu, el a venit să, să facă un, un exercițiu, o demonstrație și o să ne arate pe noi trebuie să trecem noi fiecare. El a trecut de drept noi trebuie să trecem prin credință să murim față de păcat, de viața aceasta. Uitați ce spune aici Domnul Iisus Hristos prin gura apostolului Pavel în Galateni, spune în Galateni capitolul 5 cu 24 Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftile și asta e pătimirea noastră. Dacă Domnul a pătimit fizic, omul trebuie să pătimească răstignindu-și și să se aducă la cruce firea lui și să o răstignească. E foarte simplu, dar e greu de realizat. Nu e ușor să-ți răstignești firea. Ambițiile, încăpățânarea, orgoliu, mândria, nesupunerea, răzvrătirea, neascultarea. E foarte greu de răstignit. Dar trebuie făcute. Amin. Cei ce sunt al lui Hristos și au. Nu le-au răstignit altcineva. Noi trebuie să ne o răstignit. Pe Domnul Iisus l-au răstignit alții. Dar asta trebuie noi să ne răstignim, da? Și acum vă citesc iarăși din Romani, din capitolul 6. Uitați ce, ce spune aici. Romani, capitolul 6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, așa, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, că cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi, trăi împreună cu el, fiindcă prin moartea de care a murit, el a murit pentru păcat dată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, o trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi. Și aici e patima noastră. Dacă el a pătimit în trup, tot așa și voi, și vă sucotiți, vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftei lui. După patima lui, a fost înălțat. De aceea înainte de înălțare, pentru că și noi va trebui să fim înălțați din lumea aceasta. Noi trebuie să firea noastră să pătimească, să fie omorâtă, să fie răstignită și apoi să învie un om nou. În al doilea rând, Domnul Iisus s-a înălțat la cer în urma pătimirii a morții omului fizic. A înviat un trup de slavă. E adevărat, noi vom muri și vom învia din punct de vedere fizic, vom învia într-un trup de carne, într-un trup nou, iertați-mă. Tot aici, în versetul 3, care l-am citit, după patima lui, li s-a înfățișat viu. Și înălțarea urmează în învierii după ce omul vechi cu păcate lui, după ce firea veche este îngropată, are loc învierea la o viață nouă. Am citit și duminică la botez și am citit și candidaților și citești acum din nou în 2 Corinteni capitolul 5 că dacă este cineva în Hristos, este o făpură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și Domnul Iisus a primit un trup nou, un trup de slavă, trupul acela de carne a fost înviat, în mor, îngropat în mărmânt și înviat un trup nou cu o altă natură cu care poate să stea în cer la dreapta măririi. La fel și pentru noi acum vă citesc din 1 Corinteni și asta e o doctrină de bază în escatologie. Citim aici 1 Corinteni capitolul 15 versetul 50, ce spune o fraților este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Și Domnul Iisus a fost om, a fost carne și sânge. Și când a înviat, a dobândit un trup nou care nu mai este supus putrezirii. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală, din ochi la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii, că și trebuie ca trupul acesta să fie îmbrăcat peste. Adică, dacă Dumnezeu va veni și vom fi în viață, vom fi transformați, cum spune Apostolul Pavel, acum citesc din unul Saloniceri, uitați ce, ce spune aici, Apoi noi cei vii care vom fi, rămas vom fi răpiți toți împreună cu El în ori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și spune aici cuvântul Domnului că într-o clipă, într-o clipeală, ni se va da un trup nou celor care vor rămâne în viață, dar cei care vor muri din punct de vedere fizic, care își vor răstini din punct de vedere spiritual firea, vor dobândi o natură nouă și cu natura aceasta nouă trăită aici pe pământ, când vom pune trupul acesta vechi, Dumnezeu la înviere ne va da un trup nou și în trupul acela vom fi înălțați în slavă. Și acum vă citesc ce spune cuvântul Domnului, condiția pentru învierea trupului nou. Domnul Isus Hristos a fost plin de Duhul Sfânt, de Duhul lui Dumnezeu și Biblia spune despre el că Dumnezeu nu i-a dat Duhul cu măsură. Dumnezeu ne dă nou Duhul cu măsură că noi n-am putea suporta toată puterea Duhului Sfânt. Ne dese dat o măsură de Duh. Lui a fost dat fără măsură. Uitați ce spune aici în Romani, capitolul 8, versetul 10. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Domnul Iisus s-a înălțat viu după ce a înviat din morți dobândind un trup nou, un trup care va putea să stea în prezența lui Dumnezeu. Carnea și sânge nu poate moșteni părăția lui Dumnezeu, că ne topim dar Dumnezeu ne va da un trup și aici este o parte binecuvântată pentru cei care vor avea parte din întâia înviere. Va da Dumnezeu un trup și celor care vor învia la a doua înviere, dar un trup care se reziste la focul și la chinurile iadului, care să nu se mistuie. Dar celor binecuvântați și dea Dumnezeu să fim toți de aici, amin. Ne va da Dumnezeu un trup nou în care vom fi înălțați, la un trupul ăsta și în trup ăsta, adică carne, ne urcăm câțiva zeci de metri în sus. Deja că nu la câteva mii de metri în sus, nu mai este aer, ce să mai spun în imponderabilitate. Dar Dumnezeu ne va da un trup nou cu care vom străbate cerul, cerurilor și spațiul și atmosfera și vom ajunge și vom sta în prezența Domnului. Doamne, ajută-ne până atunci să fim plini de Duhul Sfânt și trupul nostru să fie curat și templu al Duhului Sfânt. Amin? Amin. În al treilea rând, Domnul Iisus s-a înălțat la cer după ce și-a sfârșit lucrarea și a dus lucrarea până la capăt. Citim aici tot în versetul 3, după patima lui li s-a înfățeșat viu prin multe dovezi, arătându se deseori timp de 40 de zile, vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și un lucru foarte important care trebuia finalizat imediat după plecarea lui era revenirea, adică venirea mângăitorului și coborarea Duhului Sfânt. Se ruga în Ioan capitolul 17, când, hai să citești din capitolul 13, spune aici, în versetul 1, Iisus ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe să i iubit până la capăt și a terminat și din punctul acesta de vedere și a făcut treaba până la capăt. Apoi în capitolul 17 se roagă Domnul Iisus Hristos și spune aici Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și spune aici tot ce a făcut El. Le-am dat cuvintele tale, am făcut cunoscut numele tău, le-am dat cuvântul tău, i-am păzit lucrarea care i-a dat-o Tatăl să facă. Îl iau și pe Apostolul Pavel, exemplu, care uh, și-ar fi dorit să plece din lumea aceasta, să fie înălțat și el, dar mai avea treaba aici de, de stat pe pământ și spunea el uh, bisericii din uh, Filip, are Da, în Filipeni, capitolul 1, versetul uh, 21. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să mai trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Pavel nu-și terminase încă lucrarea. Dar când și-a terminat lucrarea, m am amintit și mar seară, era înaintea morții, înaintea martirajului, îi spunea lui Timotei, mi-am sfârșit alergarea, de acum mă așteaptă cu luna, am sfârșit lupta, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, urma să moară și să plece din lumea aceasta. Îmi place ce spune aici în 2 Împărați, capitolul 2, când a voi Domnul să ridice pe Ilie la cer. Spune cuvântul Domnului aici, 2 Împărați, capitolul 2, când a voi Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt. Știți că Ilie a vrut să plece un pic mai înainte, și Dumnezeu a zis, nu, nu, Ilie, nu e acum am momentul să pleci, tu nu ți-ai terminat lucrarea, du că mai e treabă de făcut. Dar când a voi să ridice, în ziua aceea, l-a luat și l-a dus acasă. De aceea, frați și soră, noi vom pleca din lumea aceasta, printre altele, când ne vom termina lucrarea și îi de lucrarea. Și mai sunt și alte lucruri, dar din punctul acesta de vedere, Domnul și-a sfârșit lucrarea pe pământ. Și urma să plece la tată la casă. Și acum mă întorc și aminteam aici 1 în capitolul 4, recitesc versetele acestea care S-au amintit și mari seara aici de către fratele Nelu. Acum le recitesc pentru fiecare dintre noi. Unul te în capitolul 4. Spune aici că însuși domnul cu un strigăt cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va cobori din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas. Vom fi răpiți toți împreună cu el în ori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduș și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Va fi și plecarea noastră. Dar atunci, la sfârșit, când ne vom dobândi aici un trup nou, după ce ne vom supune firea pământească la răstignire și vom pătimi și noi, ca să spun așa, răstignindu le și ucigând de noi tot ce este fire și pământesc, când vom primi un trup nou la înviere sau în timpul răpirii, dacă Dumnezeu ne ține în viață, apoi după ce ne vom fi terminat lucrarea, Va veni Domnul să ne ducă pe toți acasă. Și acum Domnul Iisus am citit în seara aceasta că s-a înălțat la cer. Și vreau scurt de tot să vă arăt Uh, trei lucruri pe care, chiar patru, care le realizează Domnul Iisus în urma înălțării la cer. Ceea ce am amintit aici sunt obligatorii pentru noi. Ceea ce face Domnul Iisus Hristos în cer, aia nu vom mai face și noi dincolo. Acolo va fi, există o minciună care să predică. În cer vom cânta totdeauna. Nu mai vom cânta nici vorba, asta e o minciună, nu scrimbim. N-am găsit niciodată sau undeva să, să dea de înțeles că în cer se va cânta o veșnicie. Nici vorba, asta e îi spus așa din gură în gură. Chiar auzeam pe cineva că încerca să facă o doctrină. Când nădim de asta, am fost mântuiți că vom cânta o cântare. Dacă numai pentru cântare ne ducem în cer, nu știu ce vom face o veșnicie acolo. Nu, vom face altceva ce va vrea Dumnezeu. Ce am amintit astea trei lucruri aici, asta, asta ne revin nou să le facem. Și e treaba noastră. Le-a făcut Domnul Iisus ca un înainte-mergător și acum urmează să le facem noi. Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer și după înălțarea Lui, în locul de slavă, Dumnezeu unde l-a dus acolo, acolo a fost proslăvit, glorificat și înălțat cu slava care a avut-o înainte de întemeirea lumii și înainte de a pe pământ. Vă citesc din fapte capitolul 5, să vedeți ce spuneau apostolii aici. În capitolul 5 din faptele apostolilor, versetul 31, pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut domn și mântuitor. Apoi vă citesc din Filipeni, capitolul 2, am citit doar prima parte a pătimirii lui. În capitolul 2, după ce a pătimit, s-a dezbrăcat de sine însuși, de aceea și Dumnezeu, pentru că mai întâi s-a smerit și a pătimit, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Isus să se prece orice genunchi al cerurilor, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Isus Hristos este Domnul și numele cel nou care l-a primit în cartea Evrei, iarăși este reluată ideea aceasta a înălțării Domnului Isus în capitolul 1 din Epistola ai Pavei către uh, Evrei. În versetul 13, El care este oglindirea slavei Lui și întepărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățerea păcatelor și a șezut la dreapta măririi după înălțare în locurile cerești, ajungând cu atât mai presus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat, spune Sfânta Scriptură, decât al lor. Și apoi pe Domnul Iisus îl vedem din nou aici, Apostolul Petru scrie în 1 Petru, în capitolul 3, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer. Și acolo la cer este înălțat și proslăvit, este glorificat. În al doilea rând, după înălțare la cer, după ce a fost glorificat și proslăvit, i s-a dat cinstea și slava, mă gândesc și îmi imaginez, și nu-i greșit asta, cu ce onoruri, când s-a întors acasă, cu ce onoruri au fi fost primit în cer, s-au fi ridicat arhanghelii, serafimii, ce cântări, cu ce cinste au fi fost primit. Dacă atunci când s-a întors Ștefan, noi am citit că așezut la dreapta lui Dumnezeu pe scaunul de domnie lângă Dumnezeu Tatăl. Biblia spune în faptele apostolului când Ștefan pleca de lumea asta. O să-ți văd pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare. S-a ridicat împăratul împăraților că vine un martir să-l primească cu cinste și cu slavă. Mă gândesc la cel care a murit și și-a dat viața. Ce glorie l-a așteptat acolo. În al doilea rând, după înălțare, Domnului Iisus realizează pentru noi ceva foarte important. Realizează oficiul de preot de mare preot și de mijlocitor pentru noi și pentru biserică. Vă citesc asta din 1 Timotei, spune aici cuvântul Domnului, capitolul 2, versetul 5, că ce este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul. Și nu greșim, o să citesc iată, Marele Preot, Iisus Hristos, acum vă citesc din Evrei, din capitolul 8, punctul celor mai însemnat al celor spus este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunii de domnie, al măririi în cerului ca slujitor, al locului prea sfânt al și al adevăratului cort care a fost făcut, adică ridicat care, nu de om, ci de Domnul. Și spune aici că sunt preoți care fac lucrurile acestea pământești, dar Hristos, dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun cât ce este așezat pe făgăduințe mai înalte. Întoarcem o pagină în capitolul 7, spune aici, în versetul 24, dar el fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul de aceea și poate să mântuiască în chip de săvârșit pentru cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei și tocmai de astfel de un mare preot ne trebuia sfânt, nevinovat, fără prihană, despărțit de păcătoși și înălțat, cum deja și este, mai presus de ceruri. Și Domnul Iisus face pentru noi slujba de mare preot și mijlocitor în cer. Apoi, în al treilea rând, după ce s-a înălțat, a primit putere de plină și autoritate, în primul rând, peste lumea angelică, peste lumea îngerilor, după înălțarea asta, citesc din 1 Petru, am amintit ceva, dar n-am amintit tot intenționat, 1 Petru, capitolul 3, ne spune aici versetul 22, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Este domn și stăpân peste toată lumea angelică și peste cea bună și peste cea malefică și peste puterile demonilor care sunt dezegați pe pământ. Apoi este stăpân și capul bisericii după ce s-a înălțat la cer, versetul din Efeseni, capitolul 1, s-a mitit și capitolul 1, versetul 22. După ce spune aici versetul 21, mai presus de toate, hai să citești 20, pe care a desfășurat un Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, după înălțare. Mai presus de orice domnie, cum am că și-a supus stăpânirile, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. El l-a pus, i-a pus, adică Dumnezeu Tatăl, i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Peste biserică este stăpân și căpetenie Domnului Iisus Hristos și a transferat autoritatea Lui slujitorilor desemnați pentru o vreme aici. Așa că am rugăminte la dumneavoastră de aici la cei care sunt acasă să dispară de vocabularul nostru cuvântul dictatură. Aud în ultima vreme că se spune că e dictatură în biserică, nu e dictatură, este teocrație și este autoritate sfântă peste biserică. Asta e Domn Hristos Amin. și Dumnezeu a lăsat oameni înzestrați cu autoritate și cu putere și nu merge mai departe. Să ne ajute Dumnezeu să ne smerim și să ne pocăim, amin? Și să ne smerim sub mâna tare a Lui Dumnezeu. Și când te smerești sub mâna tare a Lui Dumnezeu, înseamnă implicit să te smerești și sub autoritatea pământească a oamenilor. Că e ca peste toate Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie El în veci, amin? În ultimul rând, citesc ce se va întâmpla la sfârșitul veacurilor. După ce se va termina istoria noastră, că acum El în cer face lucrurile astea, câtă vreme el, suntem noi, biserica e pe pământ aici, pentru noi le face stăpânește peste îngeri, peste îngerii buni, care îi trimite în ajutorul nostru și stăpânește peste lumea malefică a îngerilor căzuți ca să nu facă prăpăd și nu să atingă niciunul dintre noi. Face slujba de mijlocitor și de preot, pentru că toți greșim în multe feluri și doar până în urma mijlocirii lui avem acces la Tatăl înaintea Sfințeniei în ceruri. Și după ce se va termina lumea aceasta, Domnul Iisus Hristos se va întoarce la poporul Israel, se va întoarce la poporul Israel după ce acesta se va căie și se va pocăi de păcatele lui. Știți că prima dată el a venit la, în fapte capitolul 3, uitați ce este scris aici, imediat termin, în fapte capitolul 3 spune cuvântul Domnului, versetul 19, pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vrem de o și să trimită pe cel ce a fost rânduit mai dinainte pe voi, pentru voi, pe Hristos, dar nu l-a trimis. Ba da, a venit la Isaia și nu l-au primit. Citim aici că Dumnezeu l-a trimis. Dumnezeu, după ce a ridicat versetul 26, după ce a ridicat pe Iisus robul l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvânteze întorcând pe fiecare din voi la fără de legile sale, dar pentru că l-au refuzat, va trebui să se pocăiască ei în, în, în constrângere în lațuri și acum vă citesc din cartea profetului Zaharia din capitolul 9, versetul 10 Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâi său născut. Versetul 1 din capitolul 13, în ziua aceea se va deschide casei lui David un izvor pentru uh, păcat și necurăție, adică Dumnezeu va deschide o de pocăință și știm că în contextul acela Dumnezeu va aduce neamurile, vor fi constrânși, că dacă nu au vrut să pocăiască de bună voie, va trebui să trimită Dumnezeu alte nenorociri. Când va merge înainte de necazul cel mare, după, asta nu-i treaba noastră. Frașii și surori, mă opresc aici, doresc Dumnezeu să ne ajute să învățăm din lucrurile acestea, din viața Domnului Iisus Hristos. Înainte de înălțare, noi avem niște pași de parcurs aici, ce treaba noastră să o facem. Domnul s-a dus dincolo și își face treaba pentru noi. Să va întoarce, să ne ia de aici, dacă vom fi prinși în viață, dacă vom pleca în pământ și am fost templa ale Duhului Sfânt, Dumnezeu ne va scoate de acolo, ne va da un trup nou. Apoi cu Israel Dumnezeu își va rezolva problemele lui, cum știe că e mai bine. Dumnezeu să fie slăvit și înălțat în mijlocul nostru. Amin.